Săturată de diete restrictive care îți impun să mănânci doar câteva produse, unele dintre ele nesățioase, care te determină să cauți în frigider chiar înainte de culcare? Detoxifierea cu sucuri naturale te va întineri, îți va da energie pe tot parcursul zilei și nu vei duce dorul deserturilor. Și pentru că participantele proiectului Slăbește Sănătos învață regulile stilului sănătos de viață, nutriționista Galina Tomaș le-a invitat la o lecție utilă, unde le-a vorbit despre avantajele detoxifierii cu sucuri naturale. Ce, la început a fost mai dificil, dar acum un pic mai bine. Așa. E tot, metabolismul s-a mai oprit, dar încercăm să pornim. De ce zici, Olga, că metabolismul nu s-a slăbit? Așa. S-a oprit și nu se mai duc kilograme. Deci prima perioadă metabolismul a fost mai intens și acum ești în stagnare, da? Da. Astăzi să știi că vei afla niște rețete de smoothie care te vor ajuta să activezi metabolismul. Sucurile din fructe au un profund efect purificator asupra corpului. De regulă, fructele trebuie să fie consumate după ce au ajuns la maturitate, cu doar câteva rare excepții. Fructele nu trebuie să fie mâncate la aceeași masă cu alte alimente. Când bem smoothie de fructe sau legume, digestia durează 15 minute și sunt folosite apoi aproape în întregime pentru hrănirea și regenerarea celulelor și a țesuturilor cu minimum de efort din partea sistemului digestiv. Vreau să-ți spun un secret. Atunci când am slăbit și eu, deoarece asta a fost cam prin anul 1997, înainte ca să încep activitatea dată, pe atunci eu am slăbit în jur de 14 kg și varza mi-a servit pe parcursul unui an alimentul de bază, din cauza conținutului de fibre vegetale și celuloză, care măresc peristaltica intestinală, luptă cu constipațiile, activează metabolismul și rezultatul final este slăbirea. Deci, consumând varză zilnic, nu doar că îți iei vitamine și microelemente, dar elimini și toxinele din organism. În organism există sistemul limfatic, care scoate toate toxinele din organism. Deci, consumând ridiche neagră în această componență cu varza, asigurăm un efect detoxifiant. Perlele sunt foarte recomandate în procesul remodelării corporale și nu doar în acest proces, deoarece conțin substanțe biochimice care au efect laxativ pentru organismul nostru. Dacă vei consuma pere în fiecare zi, atunci vei preveni infecțiile urinare și vei combate oboseala. Smoothie-le se face cu extractorul de nutrienți NutriBullet pentru a păstra această pulpă, deoarece anume în pulpă se conțin toate microelementele, vitaminele, fibrele vegetale și celuloza. Ultimul smoothie care vi-l propun să-l preparăm conține morcov și lămâie. Mie îmi place acest smoothie cel mai mult deoarece reglează pH-ul în organism. Grăsimea se formează atunci când este aciditate în organism și de fapt nu doar grăsimea, dar și absolut toate celulele patogene, începând de la pancreatită și ajungând în cel mai rău caz și până la cancer. Participantele noastre fac sport și mănâncă cât mai sănătos pentru a-și atinge scopul. Dacă îți dorești și tu un rezultat bun și o monitorizare personalizată, înscrie-te în concurs. Succes, fetelor!